fraudurile penale, o prioritate pentru a le dupăte. Liviu Dragnea, pragul nu trebuie să fie unul foarte mare. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat marii că săptămâna viitoare vor începe dezbaterile pe codurile penale. În această săptămână sau cel mai târziu săptămâna viitoare vor începe în comisie special dezbaterile pe codurile penale. Avem săptămâna asta, sper ca cel puțin din partea noastră, colegii care au fost desemnați pe legile de securitate naționale să ne prezinte obiectivele comisiei respective, ca să intrăm într-un birou permanent reunit sublinierei un plen reunit cu aprobarea comisiei. Sper să ne uităm cu atenție la obiectivele comisiei, pentru ce sigur o să fie sublinierei această comisie atacat la CCR, sublinierei să nu mai fie vreo gre subliniere al, a declarat Dragnea la Parlament. Despre abuzul în serviciu, el arată ce, dacă există un prag, acesta să nu fie unul foarte mare. Codrin Tefnescu, reacție virulent în scandalul protocoalelor, românii trebuie să afle sublinierei partea nevăzută a lor. Referindu-se la forma finală a codurilor penale, Dragnea a precizat că este vorba despre o serie de principii dintr-o directivă europeană care trebuie transpuse în legislația din România. Nu poți să iei un set de principii, să le traduci în române subliniere te subliniere i să fie o lege. Pentru ce principiile sunt sublinierei acum sublinierei cu toate aceste principii, tot vedem ce apar protocoale, secrete, tot felul de abuzuri în acest sistem sublinierei trebuie să fie transpuse acele principii în acte normative, adică în special în coduri, cred, nu subliniere tiu dacă mai trebuie sublinierei în alt legislație, în a subliniere a fel încât orice român să ai garanția ce beneficiază de prezumția de nevinovăție, ce nu mai este obligat el să, sublinierei dovedească nevinovăția ei, acuzarea trebuie să fie cea care produce probe, ce deciziile instanței se iau bazate pe probe, dincolo de orice îndoial, a subliniere acum este în orice stat democratic, a mai arătat liderul PSD. Potrivit acestuia, sunt trei motivații principale care au condus la intenția de modificare a codurilor penale, deciziile CCR, deciziile CEDO sublinierei două directive. Eu, personal, sublinierei noi nu putem fi de acord cu nicio prevedere care ar slăbi munca de cercetare, dar în acela sublinierei timp. Nici să lăsăm în continuare loc unor abuzuri, pentru ce trebuie să fie un echilibru corect între drepturile fundamentale sublinierei toate armele necesare pentru o cercetare penală corect sublinierei serioasă, a adugat presubliniere dintele Camerei Deputaților.